alte țări unde suntem activi, unele secrete pe care putem să vi le dezvăluim. Este atractivitatea brandului în sine. About You rezonează foarte bine cu generația Y și Z. Am învățat să le vorbim limba acestor două generații și asta ne-a ajutat să devenim foarte populari. Un alt factor aș putea spune că este sortimentul pe care îl avem. Avem peste 1500 de branduri în magazinul nostru online. Multe dintre ele sunt co-ops, exclusiv co-ops, cum le numim noi. Acestea sunt branduri exclusive, co-create de About You, cu influenceri, cu celebrități, probabil că ai văzut la noi pe site. Avem colaborări cu Ina, cu Antonia, cu Alina Eremia, cu Laura Giurcanu. Practic content marketing. Exact, da. Aproape era să uit pe Laura Giurcanu și rochia mea preferată este din colecția ei, o roche de vară foarte, foarte drăguță. Da, spuneai content marketing și influencer marketing. Asta mă duce la următorul factor. Avem o bază de date de peste 25.000 de influenceri cu care colaborăm. Pe lună facem aproximativ 1.000 de colaborări în toate țările în care suntem activi. Și un ultim factor pe care o să îl numesc, bineînțeles, este și cel mai important, de fapt, este personalizarea. Aplicația pe care o ai tu, la care te uiți tu, About You, este diferită de aplicația la care mă uit eu. Okay. Pentru că avem 45 de milioane de useri activi lunari, lunar în toate țările în care suntem activi și fiecare vede un alt About You, este personalizat. Credem că About You oferă posibilitatea clienților să se exprime prin modă și acesta este un ingredient foarte important pentru creșterea pe care am văzut-o. Ce a însemnat anul ăsta pentru voi? Mai e puțin din el, dar cu siguranță ați tras niște concluzii care nu se vor schimba radical până la finalul anului. Și dacă ați observat comportamente schimbate din partea consumatorilor, venim după pandemie, știu că au fost modificări majore în pandemie de schimbarea comportamentului, dar s-a revenit în segmentul de fashion la comportamente trecute sau e un mix între ele? Ce s-a întâmplat? Da, e într-adevăr un an de răscruce 2023 pentru toți. Similar cu 2022, anul 2023 reprezintă în continuare o provocare pentru e-commerce, în principal din cauza situației geopolitice, din cauza inflației, care a fost mult mai mare decât am anticipat și din cauza înăspririi măsurilor de politică monetară. Da. Sentimentul consumatorilor, cred că știm cu toții, este la minime istorice. În Europa vedem un mediu foarte promoțional, iar About You a observat că în Europa Centrală și Europa de Est o ușoară îmbunătățire a sentimentului consumatorului în prima jumătate a anului. Însă consumatorii sunt în continuare reticenți. Noi am folosit această perioadă pentru a ne menține poziția solidă pe piață, în ciuda vânturilor potrivnice, și ne-am concentrat mai mult pe îmbunătățirea părții operaționale, adică îmbunătățirea procesului de stoc, optimizarea proceselor de logistice și cele de marketing. Ne-a mutat focusul de pe creștere, pe profitabilitate, iar About You a pus în acest timp baza unei creșteri profitabile solide, iar am continuat să creștem mai mult decât piața, ceea ce pentru noi este un semn foarte bun. Cu siguranță. Am vorbit despre AI și anul trecut foarte mult, am vorbit și anul ăsta despre AI, nu la fel de mult ca anul trecut când a fost chiar foarte hype, mă rog, anul trecut însemnând ediția precedentă de la începutul anului. Voi aveți vreo treabă cu AI-ul? Bănuiesc că folosiți puțin AI din moment ce fiecare feed din aplicație e personalizat. Da, e normal, subiectul momentului. Cel puțin machine learning.
Exact, da. E subiectul momentului. Eu personal sunt fascinată de subiect și de-abia aștept să avem sisteme care să ne preia din activitățile de rutină pe care le facem, pe care le avem fiecare în jobul de birou, pentru ca noi să ne focusăm mai mult pe partea de creativitate și de strategie. Unde vedem noi un potențial extraordinar la inteligența artificială este partea de personalizare, după cum am spus. Noi deja facem asta și cred că mai mulți retaileri o să aibă acces la genul ăsta de tehnologie și personalizarea pentru client o să fie mult, mult, mult mai precisă în viitor. La ce vă așteptați pentru anul viitor să se întâmple? E foarte greu să faci predicții, nici Nostradamus nu a nimerit aproape nu deloc. Da, deci e greu să prezici viitorul și din cauza asta sunt reticentă să vorbesc foarte mult despre asta, pentru că nu vreau să mă uit după un an la ce am zis și să zic ok. Dar credem că sustenabilitatea o să fie o temă foarte importantă. Clienții vor să știe cum au fost produse produsele pe care le achiziționează. După cum am spus, o să vedem foarte multă personalizare datorită tehnologiilor care o să fie pe piață și credem și că o să vedem mai multă flexibilitate, s-a vorbit și la summit, la metodele de plată. Da, am avut multe interviuri pe tema asta până acum. Păi uite, te mai întreb o singură întrebare. Majoritatea celor care se uită la noi sunt antreprenori, vor să învețe de la cei mai mari și poate pot să învețe din planurile pe care le aveți voi pe anii următori în România și în regiune, că nu sunteți doar în România. Da, exact. Avem destul de multe surprize pentru viitor, vă pot numi câteva dintre ele. În continuare o să ne accesăm pe oferirea mai multor branduri, mai multor colecții co-create în exclusivitate cu influenceri, cu celebrități. Ne propunem să oferim produse diverse, atrăgătoare pentru clienții noștri. După cum v-am obișnuit, About You o să și vină cu foarte multe campanii creative și interesante. V-am obișnuit deja și cred că o să vă cel puțin o să fim pe așteptările voastre. Aș mai putea spune și că o să îmbunătățim experiența generală de shopping din aplicație și de pe site. Probabil că mulți dintre spectatori, cei care ne vizionează, nu știu cum se numesc, sunt deja în temă și știu că am început o colaborare cu Klarna, o să mai facem și astfel de colaborări cu alți playeri în viitor. Aici vorbim despre BNPL, da? Da. Ok. Și probabil o surpriză, cea mai mare surpriză este faptul că About You a mai lansat încă o aplicație și un site, se numește About You Outlet și acolo cei care iubesc ofertele, de exemplu eu, pot găsi produse pentru o perioadă scurtă de timp reduse până la 75%. Ok, da, uite, nu m-am gândit că aș putea să-mi fac un outlet în digital. Dar, de fapt, semnele erau acolo din moment ce există foarte multe business-uri. Shop my closet doar pe Instagram, da? Good thinking. Îți mulțumesc foarte mult, Diana, că ai fost alături de mine și că mi-ai răspuns întrebărilor.